Vă urăm tuturor bun venit în acest loc. Este minunat că seminarul nostru de lideri deja a început. Mereu am un sentiment de grabă, că trebuie să fac ceva în viața mea. Mai are cineva un asemenea sentiment? Dacă îl aveți, înseamnă că v-ați maturizat deja. De obicei, în tinerețe încă nu este un asemenea sentiment și nu te gândești la nimic, dar în realitate trebuie să reușim multe. Să ne gândim cum vom trăi această zi și cum ne vom investi viața. Deoarece de ceea ce vom înțelege astăzi va depinde rezultatul vieții noastre și finalul ei. Pentru aceasta, astăzi avem un seminar de lideri. Un mesaj de la păstor. Eu cred că fiecare dintre voi care se află aici este chemat să fie lider. Amin. Deoarece nu poate fi altfel. Când aveam 23 de ani, Dumnezeu m-a chemat și mi-a dat ocazia să propovăduiesc în casa soțului, în casa mea, soțului meu, să organizez biserica de casă la noi acasă, să-l aduc la mântuire pe el și rudele noastre, să fiu chemat în lucrare până la margine pământului, în altă țară, în alt popor pe care nu-l cunoșteam. De aceea eu cred că veți reuși și mă bucur că sunteți cu toți aici, eu și păstorul putem să vă transmitem astăzi mesajul despre zidirea bisericilor de casă. După cum vedeți, avem o biserică de casă și o invit pe Elena cu Ana. Le puteți saluta. Sunt foarte bucuroasă pentru Elena, pentru că este un lider. În viața ei, era totul distrus. Familia distrusă, soțul ei acum zâmbește. Au trecut prin divorț, dar ea a avut în ea tăria să recunoască că trebuie ceva de făcut cu viața aceasta. Trebuie să-l tragă pe soț în biserică. Ne aducem aminte cum el venea și dormea. El fiind polițist, ea își punea mâine peste el și credea în transformarea lui. Acum este un alt om și un om minunat. Elena, tu ți-ai asumat responsabilitatea. Îmi aduc aminte cum treceai prin chinuri când doreai să ai o biserică de casă și să ajuți oamenii. Nu reușeai și mereu erai plecată, ba să vizitezi o femeie, ba să mergi la o casă. Voiai să ajuți pe cineva, însă oamenii nu te așteptau pentru că se purtau rău cu tine, nu înțelegeau nimic. Nu mai știai dacă va fi vreo rază de lumină în toate aceste lucruri. Omul face ceva, dar nu se vede niciun rezultat. Dar mai târziu ai izbutit. Dumnezeu te-a binecuvântat și ai o biserică de casă, frumoasă. Câți oameni ai în biserica ta de casă? În jur de 20 de oameni sau mai mult? Și aveți mereu creștere? Aceasta este ucenica ta, Ana. Povestește-ne, ce s-a întâmplat la voi? Care este esența mărturiei voastre? Ania a fost plecată să muncească în Livezi în această vară, fapt pentru care vă mulțumesc. Și s-a întors alt om, s-a schimbat și a început astfel să prezinte revelațiile ei, foarte clar, își exprima ideile. După ce s-a întors, a început să ne vă povestească. Lena Cernenco, în Livezile păstori, în asemenea mod, a condus biserica de casă. Adică în Livezi era o colibă acoperită cu stuf și acolo se făcea cina cea de taină, adică o adunare condusă de Elena Cernenco. Ei lucrau toată ziua, culegeau cireșe, se veseleau, iar apoi se adunau pentru cina cea de taină. Și oare ce se întâmpla acolo? Ania ne-a povestit că Elena punea spre vizionare predica video și la un moment dat oprea pentru pauză, iar ceilalți trebuiau să-și împărtășească emoții, revelațiile. Secțiunea se asculta de cât era necesar. Adică, voi vizionează într-o dată pauză? Da. Ania a avut un șoc. Imediat o să vă povestească singură. Hai, Ania, povestește-ne. Da, bună ziua, dragă biserică. Doresc să-mi arăt recunoștința pentru că ne-ați permis să venim în Livezi. Mi-am dat seama că nu sunt în stare să-mi exprim clar gândurile. Când ai descoperit? Când hop, era pauză? Pauză și atât, gol. Dar în cap a rămas ceva? Un gol, nimic, total nimic, sunet de nimic. Și mă gândesc, gata, am ajuns. Am înțeles că atitudinea mea față de Dumnezeu și față de lucrarea sa este complet neserioasă. Eu vorbeam cu cuvintele mele și în acest mod omoram cuvântul păstorului, omoram rezultatul. Nu aveam nicio roadă. În ce sens nu era rezultat?
La serviciu nu era bine sau în familie nu era tot în regulă? Lipsa unui rezultat se reflectă în general în viață sau în domeniu spiritual? În general, mereu era nemulțumire, ori nu reușeam să fac ceva la serviciu, clienți nu erau, bani nu erau, pe scurt, trist. Nu aveam scop nici în slujire, nici în domeniu spiritual. Aceste pauze și atât în timpul vizionării, în coliba de la țară, a jucat cumva un rol decisiv? Da, creierul a început să funcționeze. Cum adică eu nu pot să redau? Dar oare de cât timp sunt în biserică? Ar fi trebuit să schimb ceva în mine? Am înțeles că trebuie să mă pun în mișcare și să muncesc ca să fiu rezultat. Oamenii să fie aduși la Hristos și însumi să cresc spiritual. Deci, Elena, tu ai văzut un om nou. Spune-ne. Ea s-a întors și a spus: acum în biserica de casă se va face cum se face la Elena Cernenko? Da! Când s-a întors la biserica de casă, ne-a povestit cum se întâmplă totul nivezi. Ce rezultativ sunt tinerii, ce spiritual sunt, și eu am spus că vom face așa cum face Elena. Și așa facem. Pornim predica și punem pauză. Am constatat că mulți la biserică de casă au o asemenea problemă. Nu pot să exprime ideile prezentate în biserică și spun lucruri aproximativ. Slavă Domnului și vă mulțumim vouă, păstorilor, că vă putem urmări și să învățăm. Vă binecuvântăm ca biserica de casă să se mulțească în fiecare lună și în fiecare an. Mulțumim, primim! Haideți să-l întâmpinăm pe Alexandru. Împreună cu Alexandru, pe malul Mării Negre, în Odessa, am avut un seminar de lideri și l-am întrebat cum te curge la ei biserica de casă. L-am întrebat dacă sunt roade la biserica lor de casă, dacă aceasta crește, dacă biserica crește. Ce mi-ați răspuns atunci? Am răspuns că atunci, că în ultimele trei luni, nu este nicio creștere. Noi în ultima perioadă. Adică în ultimul an aveți doar doi oameni noi. Da, în ultimul an doar doi oameni noi. Unul din acei doi oameni noi l-a adus Alexandru prin intermediul internetului, întrucât într-o dimineață a hotărât să felicite cu ocazia zilei de naștere prietenii din rețeaua de socializare. Și acest om este Sejana, care, slavă Domnului, este aici. Al doilea, Dimitri. Aplauze pentru Ira și Dimitri. Da, doar doi oameni. Povestește-ne, cum te curge biserică de casă? El mi-a spus: pastor, știți, nu mai putem să ascultăm predica de atâtea ori și am introdus sistemul de rapoarte. I-am propus atunci să mergem după modelul de succes deja existent al Elena Cernenko. El și-a notat totul, asculta predica, se pregătea în fiecare dimineață pentru casă, pentru biserica de casă. Când el va veni și cu bucurie va împărtăși viziunea din partea păstorului, că totul va merge acum după modelul bisericii de casă. Scumpe noastre Elena, un lider de tineret de succes. Alexandru l-a sunat pe liderul său, Andrei Stepanov, care l-a îndrumat în ce are de făcut și l-a binecuvântat. Acum ne va povesti el mai departe. Eu cu bucurie vin la biserica de casă, sunt entuziasmat că va fi o nouă viziune, va fi rezultat, va fi creștere. Le prezint tuturor situația că în ultimele trei luni nu avem creștere, iar în ultimul an doar doi oameni. Dar trebuie să facem ceva cu acest aspect. Deci vom face altfel lucrurile. Vom organiza biserica de casă sub forma unei lecții. Vom viziona clipul video, întrebarea care o explică pastorul, de câte ori este necesar, iar după aceasta fiecare va încerca să redea la maxim conținutul prezentat de pastor. Care a fost primul lucru care l-ai auzit? Primul lucru care l-am auzit și am răspuns a fost șocat: hai să începem cu tine! Cine a fost acela? Sunteți gata să ieșiți în față? De ce tu ai spus să începem cu tine?
De ce ai fost tu condus? Ce s-a întâmplat în general? Nu știu de ce am avut asemenea gând, dar eu mă pocăiesc de aceasta. El nu a fost singurul. Ce s-a întâmplat după? Nu a fost doar el. Toți au început să se revolte. Vă rog să ieșiți aici. Bună ziua, dragă biserică. Eu nu mă revoltam, pur și simplu stăteam și plângeam. Vă dați seama? Era autocompasiune că trebuie învățată lecția de ce Dumnezeu permite răul. Sunt de acord cu liderul, cu ceea ce ne-a spus el, că trebuie să ne umple de cuvânt pentru ca să le putem răspunde oamenilor, la fel cum o fac păstorii. Prin urmare, oamenii vin în biserică, dar nu avem suficientă experiență să transmitem cuvântul ca păstori. Însă, atunci când avem cuvânt în noi, vine Duhul Sfânt și când suntem umpluți de cuvânt, putem clar să răspundem oamenilor la întrebările lor. Ce gânduri am avut atunci? Inițial am fost revoltată că trebuie să jertfez din timpul meu, că trebuie să las munca, antrenamentele, creația, să renunț la tot și să învăț cuvântul. Nu puteam să zic nimic împotrivă, pentru că sunt de acord cu ce spune liderul meu și mereu veghez asupra acestui aspect. Dar pe moment nu puteam să mă ridic deasupra situației și m-am pierdut. Dacă unii din cei prezenți mai putea reda ceva, eu pur și simplu stăteam și plângeam. Cam atât. Alexandru, dar ceilalți ce exprimau? Ce spuneau? Ce argumente aduceau că nu puteți studia cuvântul Dumnezeu? Au fost foarte multe argumente. Primul a fost că va trebui de ascultat de foarte multe ori, va fi necesar de stat o săptămână pentru a studia această întrebare. Alții puneau problema cum această întrebare va fi prezentată oamenilor. Trebuie altfel, trebuie prezentat sub o altă formă. Spuneau altceva. Spuneau că nu vor putea învăța. Deja mă gândeam ce e de făcut, pentru că toți veneau cu anumite argumente. Toți. Până la urmă ai pus predica. Da, și am întrebat, unde sunt rezultatele? Eficiența. Și dintr-o dată toți au tăcut. Așa că le-am spus că facem cum am stabilit. Vom viziona până vom reuși să retransmitem totul. Și după primele două vizionări, toți erau încă îngruntați și nemulțumiți. Первые два раза просмотрели, я смотрю, все равно все такие нахмуренные. Каждый возмущается. De două ori câte 5 minute, ca să fie clar. Da. Și așa de 15 ori am vizionat. Nu, chiar de 15, dar de vreo 4 ori, sigur. Până la urmă, oamenii au început să le dea conținutul și omul poate să prezinte frumos. Poate să exprime frumos gândurile. A învățat repede lecția. Fiecare a început să redea conținutul și după cum s-a constatat, Andrei a redat cel mai bine. După ce toți au redat conținutul, am văzut că au devenit mai smeriți, cuvântul i-a atins, până la final toți, unul după altul, au reușit să redea conținutul. Binecuvântăm biserica voastră de casă, în numele lui Iisus, cei care sunt prezenți aici, întindeți mâinile și binecuvântați-i. Vă mulțumim! Haideți să-l întâmpinăm pe păstor! Slavă lui Iisus! Aleluia! Strigă aleluia lui Iisus! Iisus, slavă ție! Aleluia!
Doresc să fiți la fel de activi când liderul vostru va porni predica pentru a asculta la biserica de casă. Să fiți la fel de uniți și să aplaudați, să strigați, aleluia, suntem împreună. Și data viitoare, când vom veni și vom spune, liderilor, veniți să ne rugăm, iar nouă să ni se spună că ei nu sunt, căci au fost mâncați la biserica de casă. Sunteți fericiți că Alexander Pirogov nu a fost mâncat la biserica de casă? Dumnezeu, într-adevăr, a acoperit cu har toate aceste lucruri. Dar, în realitate, sunt lucruri foarte importante și astăzi aș dori să vorbesc sincer, din toată inima, despre aceasta. Și nu e vorba că eu aș dori să vorbesc. Personal, nu am dorit să vorbesc. Am zis așa, Doamne, până Tu nu îmi vei spune, eu nu voi vorbi. Oricum, și așa aș avea nevoie de odihnă. Dar Dumnezeu a procedat altfel. A început să lucreze în lăuntrul meu și am simțit că pur și simplu voi exploda dacă nu voi începe să vorbesc. Iar acum, sincer vorbind, aș putea să vă spun vreo 10 predici. Și asta fără oprire. Am înțeles că în acest fel Dumnezeu a început să vorbească, că aceasta nu este doar dorința mea, aspirația mea și mai ales când a apărut această situație. Vom lua ca exemplu în aceste două, în această situație, două biserici de casă. În una oamenii sunt în unitate, iar în cealaltă au un caracter rebel. Domnișoara Elena, vă invit să urcați pe scenă și să mă ajutați. În ce constă esența? Cunoaștem cu toții că domnișoara Elena este o actriță și presupun că ea a jucat în anumite momente ca o actriță, dar este interesant cum se întâmpla totul la noi, aici, în Odessa. Cum conduce ea biserica de casă? Pentru că nu există o tendință la tineri să vină la Dumnezeu. Și chiar dacă vezi anumiți tineri în biserică, ei nu sunt înflăcărați, nu stau în cuvânt și lipsește creșterea la ei. Și am fost curios să o întreb pe domnișoara Elena cum invită ea oamenii la biserică. Poate le dansează din buric, poate le oferă lecții de sărutare că tinerii vin în biserică. Cum? Adică? Pentru că peste tot sunt probleme, dar vin oamenii. Dacă luăm, spre exemplu, spațiul post-sovietic, în care intră și Ucraina, atunci libertatea religioasă există în jur de 25 de ani. Și a fost un moment de trezire și oamenii le alergau singuri la Dumnezeu. Într-o lună puteau veni sute de oameni, încât bisericele nu aveau timp să închirieze săli mai mari. Era o mișcare atât de intensă încât oamenii veneau singuri la Dumnezeu. Aceasta a durat în jur de 8 ani, după care au fost alți 8 ani de stagnare. Oamenii trebuiau cumva chemați, să le explice anumite lucruri și nu mai era o creștere semnificativă. Iar în ultimii 8 ani a început o decădere. Bisericile au început să decadă, să fie mai puține și, bineînțeles, tineretul să fie mai puțin. Pentru că toate lucrurile face tineretul. Dacă e vorba de trezire, tinerii erau mereu în față. Dacă era vorba de stagnare, tineretul era primul. Și dacă e vorba de decădere, nu mai poți găsi un tineret normal. Decăderea înseamnă decădere. Bisericile devin mai mici și aceasta se vede foarte clar. Totuși, problema ține și de noi. Noi nu am fost în acei primii ani de la început, primii 6, 7, 10 ani, cum a durat. În general spun 8 ani, pentru că noi ne-am pocăit la finalul anilor 90, când trezirea s-a stins și s-a început stagnarea. Ce trebuia să facem noi și cum am reușit noi? În continuare, vă voi prezenta aceste mărturii, revelații, vă voi arăta un pic istoria,
ca totul să fie clar. Acum doresc ca domnișoara Elena totuși să ne prezinte oare ce trucuri folosește. Dans din buric sau lecții de sărătoare, poate le spune că dacă vin să sărute cu ei, nu o cunosc, dar vă rog să ne explicați ce se întâmplă totuși. De ce este important? Pentru că în ultimul an creșterea a fost dublă. Acum, să zicem că aș înțelege că dacă vine unul pentru că i s-a arătat dansul din buric și poate doi că a fost cu doi la întâlnire, că doar e o actriță, dar când vezi că în ramura omului sunt 50 de oameni, înțelegi că sunt anumite secrete. Cum credeți dumneavoastră? Domnișoara Elena, ce secrete aveți? Ce faceți la biserică de casă? Sunteți curioși? Atunci susțineți-o! Pentru că Alexandru a spus că la biserica lor de casă creșterea a fost doar cu doi oameni, iar în altă biserică de casă au fost de două ori și sunt aproape 50 de oameni. Se simte diferența? Bună ziua, dragă biserică! La noi biserica de casă se începe cu rugăciune. Apoi fiecare prezintă raportul cum a lucrat în ultima săptămână și care sunt rezultatele. În continuare, cel mai mare secret este că noi studiem cuvântul păstorului. Deoarece singurii care în mod clar explică și mișcă inimile noastre sunt păstorii noștri. De fiecare dată când ei predică, oamenii înțeleg și se pocăiesc. Lucru care nu există atunci când noi propovăduim lucrurile noastre. Mi-aduc aminte că mult timp eu spuneam lucrurile de la mine. Vorbeam de la mine multe gânduri, dar oamenii nu mă înțelegeau. Dar atunci când am început să studiez cuvântul păstorului și să țin minte exact cum el propovăduiește, la fel să transmit mai departe, mi-am dat seama că acest lucru atinge oamenii foarte mult. Și ei sunt dispuși să vină în biserică. De aceea, același lucru am început să-l facem la biserica de casă. Noi punem play la predica păstorului, care este foarte concentrată, chiar într-un singur subiect. Sunt foarte multe idei și multe informații benefice. Și atunci când păstorul spune o anumită idee, noi punem stop și încercăm să redăm cuvânt cu cuvânt. Întrucât aceasta este singura metodă prin care poți să transmiți o idee oamenilor și să fie atinși. Întrucât cuvântul pe care îl dă Dumnezeu păstorului poartă în sine ungerea și va fi rezultat. Așa facem noi la biserică de casă. Acest lucru pornește mintea. Văd că toți la biserica de casă au început mult mai bine să transmită ideile și să propovăduiască mult mai bine. Acesta este un rezultat, nu este rezultatul meu, că sunt atât de mulți oameni care vin, ci este un lucru în echipă. Fiecare are oamenii cărora le predică, fiindcă ei ascultă cuvântul păstorului și încearcă să transmită cuvântul așa cum o fac păstorul. Și slavă Domnului, este rezultat. Continuăm biserica de casă cu pocăință și cină. Oamenii fiind sinceri, se deschid. Cel mai important moment, din câte înțeleg eu, este că se spune la ascultat predică și nimeni nu știe când va fi stop, ați înțeles ideea, și nu știe nimeni cine este la rând să vedea conținutul. Complicat? Cine vrea să primească binecuvântare? La final, domnișoara Elena sau grupul ei de oameni, echipa ei, sunt tineri, vor ieși să vor ruga pentru cine va dori să roage pentru ei. Așa cum în echipă există radă și există unitate. Amin. Mulțumesc! Sper că lucrurile au devenit mai clare. Aici Elena v-a prezentat lucrurile din punctul ei de vedere, iar noi vă vom arăta mai mult din punctul nostru de vedere, cum stau lucrurile, de fapt. În realitate totul este foarte simplu și este o mare binecuvântare pentru voi toți și o mare binecuvântare pentru liderii bisericilor de casă.
De ce? Pentru că atunci când ești lider, toate privirile sunt îndreptate către tine. Trebuie să ții biserică de casă, să conduci oamenii și este de la sine înțeles că la tine vor veni oameni care sunt mai frumoși, mai deștepți, cineva va fi mai capabil, mai talentat decât tine, mai bogat și așa mai departe. Să zicem că poți să te descurci față de cineva dacă ești mai capabil. Și acest lucru poate cumva să influențeze acest om. Dar cum poți să influențezi în mod real oamenii care sunt mai capabili decât tine, pe care nu interesează mintea ta, frumusețea ta sau altceva? Acest lucru, de fapt, presupune deja o limitare în această biserică de casă și pentru acest om. Din start este un eșec pentru această conducere și o utopie pentru această biserică de casă. Pentru că întreaga biserică de casă are ca reper doar liderul și nu văd mai departe. Atât. Dar când acest lider este pus ca la această biserică de casă să fie ordine, să fie transmisă viziunea și să prezinte un video în care vorbește un alt lider, un om al lui Dumnezeu care transmite viziunea, pastor, de exemplu, sau altcineva, oameni al lui Dumnezeu, care au un rezultat, atunci orice om care vine, el nu mai poate sări peste omul care vorbește în video. Ați înțeles ideea? El te poate evalua pe tine la prima sau a doua întâlnire, iar după, deja nu îi se mai pare interesant. Așa, de fapt, așa este creat omul. Dar când se prezintă o imagine întreagă și toți au un rezultat, lucrurile stau altfel. Oamenii de obicei privesc televizorul, internetul, se închină la idol în decursul întregii vieți. Irosesc pentru aceasta mult timp și în momentul în care se prezintă o idee discutată de toți, precum și un om care are rezultat, ei nu mai pot spune nimic, deoarece ei nu îl cunosc personal. Iar persoana care vorbește, accesibil, acești oameni au mai mare influență asupra celor care îi ascultă, decât dacă s-ar afla față în față. Sper că este clar acest aspect. Dar cel mai important lucru care este ascuns aici, este un important moment spiritual. Și în aceasta constă harul lui Dumnezeu. Mulți nu veghează și pierd acest har. Mereu am urmărit cum se întâmplă acest lucru la domnișoara Elena. Înainte să apară clipurile video, după fiecare frază ea spunea: așa a spus pastorul. Și când ni s-a dat să ascultăm o înregistrare a întâlnirilor ținute de ea, noi am râs mult timp, pentru că de cele mai multe ori acolo s-au rostit cuvintele: așa a spus pastorul. Dar când au apărut videourile, rezultatul a crescut foarte repede. Acest lucru s-a întâmplat printre tineri. Pe când în ziua de azi te întreb cu ce poți preocupa tinerii, cum îi poți îndrepta către ceva, cum îi poți uni și umple cu ceva bun, mai ales în biserică. Și mulți ne întreabă, cum de aveam așa mulți tineri la noi în biserică și sunt pozitivi, normali? Înțelegeți? Aici este secretul. Ce fel de secret biblic este aici? Secretul biblic care a fost, este și va fi, se rezumă la ucenicie. Ucenicia, fără un sistem, nu poate exista. Poți fi un ucenic fără un sistem. Oricum, trebuie să fii ceva sistematic atunci când trebuie să te antrenezi sau să înveți sau să te întâlnești cu învățătorul tău sau liderul tău. Și de fapt, dacă te-ai înscris la o facultate sau la o școală sau în altă parte, ai devenit ucenic, atunci există un sistem. Sunt anumite ore la care trebuie să mergi, există o anumită responsabilitate, chiar și o oră de educație fizică sau, de exemplu, ceva legat de serviciu, nu contează.
Oriunde există o responsabilitate clară, există un sistem exact. Observând cum se întâmplă acest lucru în spațiul post-sovietic, se vede foarte clar ce s-a întâmplat în acești 25 de ani. Mai ales în timpul când ne-am întors la Dumnezeu și nu mai era acea trezire. Oamenii nu mai alergau la biserică și ca să duci un om la Dumnezeu trebuia să faci eforturi pentru a atinge inima lui, să te rogi pentru el, să-i demonstrezi ceva încât să ajungă la el lumina lui Dumnezeu, să se producă niște fisuri în creier și întărăturile minți să fie dislocate. Ce putem vedea? Au fost foarte multe fețe carismatice, slujitori, biserici și pe parcursul mai multor ani se părea că acolo unde era o ucenicie clară, precum și un sistem clar în biserică, aceste biserici și-o arătau mai religioase, așa, mai rămas în urmă, pe fondul unui leadership carismatic de artificii, deși și unii și ceilalți erau carismatici. Erau deschiși pentru Duhul Sfânt toți. Și la prima vedere, acele fețe și lideri emoționali și carismatici parcă câștigau teren. Dar după 25 de ani, eu văd altceva. Văd cum o mulțime de oameni, de slujitori și de biserici au trecut prin toate aceste perioade. Ascensiune, stagnare și o decădere serioasă. Dar acele biserici care aveau sistemul de ucenicie și la care totul era sistematizat, după tot acest timp, eu văd o creștere constantă și o ascensiune constantă, câteodată mai rapid, câteodată mai lent. Dar în total este o creștere și ascensiune constantă. La fel și noi facem parte din această categorie de oameni, anume în mișcarea carismatică, unde miza s-a pus nu pe emoție, carismatism și artificii, ci pe ucenicie, pe cuvântul lui Dumnezeu, adică tot pe ce a mizat Iisus. Ce putem vedea dacă privim la viața și slujirea noastră? Noi am venit la Dumnezeu când era o stagnare totală. Oamenii nu alergau la biserică. La finalul anilor 90, noi de bine ne-am pocăit. Nici nu știam din ce parte se deschide Biblia. Nici cine este Iisus sau Dumnezeu. Nu știam nimic. Noi trebuia să reușim să învățăm. După o săptămână de la pocăință a plecat în misiuni, fără să fim trimiși de cineva. Nimeni nu ne finanța și nu ne ajuta. Trebuia să ne lămurim singuri cu toate lucrurile. Mulți oameni, înainte să vină libertatea religioasă, au fost creștini. Ei cunoșteau ce este Biblia. Erau profesori deja. De aceea au intrat în acest timp de har ca niște profesori. Noi nu am prins acele vremi și în acest timp am fost pastori. Personal, eu și soția mea am ridicat 4 biserici de la zero, plus am participat la zidirea altor biserici în colaborare cu alți misionari. Cum se putea întâmpla așa ceva când peste tot este decădere și distrugere? Dar totul se micșorează, iar noi personal am deschis mai multe biserici care progresează și peste tot este mișcare. Deseori oamenii încearcă să concureze, dar eu îi întreb, câți lideri ai? Câți oameni ai ridicat? Și ei răspund, păi nu prea stăm bine cu liderii. Și este un moment important. Apoi îi întreb, câți oameni ai pe care îi poți trimite în misiune? Și ei răspund, păstori, despre ce vorbești? Uite de așa ceva. Zic, foarte interesant. Dar în același timp,
Tu crezi că înțelegi mai mult decât înțeleg eu. Mulți oameni spun, ce poate să-mi explice pastorul? Ce îmi poate spune el? Ce poate să spună predicatorul în biserică? Dar vreau să spun ceva. Uite-te la rodul acestui om. Dacă el are rod, el îți poate povesti foarte multe. Îți poate spune și o singură predică pe care o poți asculta de 100 de ori și în aceste 100 de ori nu vei lua tot ce a pus el acolo. Vei reuși să iei totul de acolo, doar atunci când rodul tău va depăși rodul lui. Și abia atunci poți să spui că tu cunoști mai multe și știi mai multe. Uneori încerc să pornesc mintea liderilor și să le spun. De exemplu, tu ești 20 de ani creștin și eu sunt 20 de ani creștin. În primii 10 ani din creștinismul meu, eu am investit în oameni și am ridicat lideri ca să vină harul în viața lor. Ne-am trudit și mulți oameni care au devenit creștini de la începutul slujirii noastre. În ziua de azi sunt pastori și nu este un secret în aceasta. Să zicem că unul sau doi au reușit să crească, dar atunci când majoritatea sunt lideri, asta deja înseamnă ceva. Și aceasta s-a întâmplat cu toate că noi am slujit în diferite regiuni, țări, am fost arestați, amendați și au fost tentative de omor asupra vieților noastre. Ne dădeau foc la proprietăți, cercau să ne lipsească de proprietate, am fost urmăriți și prigoniți. Au fost o grămadă. Nici nu le mai putem enumera. Mereu au fost lucruri și nu cădea nimic din cer. Nu a fost ușor, dar rezultatul care este astăzi nu poate fi contestat. Și acum Odessa sărbătorea 7 ani fondarea bisericii. Și astăzi în biserică există o echipă de lideri. Și pot să-ți spun cu fermitate că în această echipă sunt deja destui lideri pe care îi pot trimite ca misionari, păstori și ei vor face față acestei trimiteri. S-a întâmplat ceva în decurs de 5, 7, 10 ani în viața noastră, 20. Și în viața ta s-a întâmplat ceva. Что-то произошло в нашей жизни, да? И происходит в твоей. Înțelegi cât de important și serios este. Уважаешь, насколько это важно и насколько это серьезно. Până nu compari astfel de lucruri, vei crede că înțelegi totul, cunoști totul. De ce Iisus a spus că totul se cunoaște după roade? Плодами. Mulți spun că sunt creștini de mulți ani. Minunat! Eu cunosc multe, sunt direct cu Dumnezeu. Și sunt mulți oameni care sunt astăzi direct cu Dumnezeu. Și atunci le zic, spune-mi, te rog, cine a venit la tine? Mihail, Gavriil, Iisus a coborât la tine? Sau Ilie, Moise, cine a venit la tine? Păi nimeni nu a venit la mine. Și atunci de ce spui că ești direct cu Dumnezeu? Îi mai spun, n-am nevoie de biserică. Demonstrează-mi că n-ai nevoie de biserică. Cum ai primit mântuirea? Cum ai înțeles că aceasta este Biblia? Cine te-a învățat să o citești? Din ce parte să o deschizi? Știi ceva? Lucru. Nu Moise, nu Ilie, nu Ioan. În viața ta a venit biserica și oameni din biserică. Și chiar dacă cineva spune că i s-a predicat de către un om care nu merge la biserică, atunci spunem, cine l-a învățat pe acel om să citească Biblia? De ce biserica în această situație? Este deasupra oricărui munte și fiecare om care încearcă să neglijeze biserica și nu înțelege faptul de mai sus, rezultă că nu a înțeles nimic, pentru că aceasta este temelia.
Leadership. Vorbim despre biserică de casă, trebuie să înțelegem acest moment important. Există un aspect spiritual. Și ce spune Biblia despre el? Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele de la 17 la 18. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui care l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. O revelație foarte puternică. Cine vorbește de la sine, caută slava proprie. La aceasta se rezume secretul despre care astăzi vorbim aici și au povestit și liderii care au fost în față, că deseori un lider, un preot, chiar un pastor, el, fără să-și dea seama sau intenționat, fiindcă este un om, poate nu foarte spiritual și a fost cuprins de mândrie sau alte lucruri sufletești, el a pus accentul pe sine și astfel a devenit centrul adunării sau starul în biserică. Și din acest moment vine o cădere totală. Când Elena vorbește, ea parcă vorbește dur, dar înțeleg că dacă nu luăm acest exemplu și nu-l explicăm, nu va fi clar. De ce ea are un asemenea rezultat? Și Dumnezeu a început să-mi arate clar acest moment. De ce tinerii au un asemenea rezultat? Ce a vorbit ea când am rugat-o să spună? Toată atenția a fost asupra celui care a trimis-o și nu asupra sa. Nu ea este starul. Toată atenția este îndreptată asupra pastorului care a trimis-o. Ulovili, da? Iar pastorul, la rândul său, dacă este un om spiritual, atunci el toată atenția o direcționează spre Isus, spre Cel care l-a trimis. Dar Isus, când umbla pe pământ, direcționa totul spre Cel care l-a trimis. El spunea, Tatăl m-a trimis, de aceea eu fac aceasta. Și aici este un mare secret, deoarece atunci când ne respectăm, când respectăm acest lanț, atunci permitem ca să vină har din partea Domnului. Iar harul este puterea lui Dumnezeu, bunătatea lui. Pentru că nu eu fac și nu domnișoara Elena face. Când omitem acest aspect, îl pierdem și atragem asupra noastră atenția, voit sau nevoit, deja noi ieșim în evidență. Noi ieșim în evidență. Oamenii care sunt neîncredințați de pastor sau de Dumnezeu se concentrează doar asupra liderului bisericii și se vor dezlipi și nu vor rezulta din ei niște oameni integre care vor merge după Hristos. Și de aici reiese că nu mai este har și vine stagnare totală și este religie totală. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu. Fariseii și saducheii au luat totul asupra sa și au hotărât să-L eclipseze chiar pe Dumnezeu. Astfel vine pur și simplu sfârșitul harului. Dar ce a fost în viața mea și a Iuliei? Și noi n-am luat slava asupra noastră, pentru că deseori liderii intră în concurență cu mine, de exemplu Roma,
care a fost aproape de la început în biserică. Puteți asculta mărturiile lui, pe care le-a spus în față, cum el mereu spunea că pastorul nu înțelege, ceva nu-i convine, că el înțelege mai bine. Sunt mărturiile pe care le puteți asculta. Și el spunea că eu înțeleg mai bine, erau anumite momente. E foarte bine că înțelegi mai bine. Dar care este rezultatul? Dar câți oameni efectiv poți trimite în misiune? Și atunci, ce înțelegi tu din toate aceste lucruri? Aceasta nu se referea doar la Roma. Mulți lideri erau în această situație. Înțelegeți? Și acest aspect a fost mereu în viața noastră. Pe de o parte, de ce se întâmpla așa? Pentru că noi niciodată nu am devenit centrul. Dacă am fi niște un centru, niște staruri, fiindcă avem destule roade ca să putem deveni cu adevărat cineva, noi putem să devenim cu adevărat niște staruri. Avem cu ce să ne lăudăm, să zicem. În această regiune puteam să chiar să devenim cineva. Dar de la bun început n-am făcut așa ceva. Și pentru că noi am dat toată slava lui Isus. Și chiar dacă unii intrau în concurență cu noi, ne neglijau. Noi întotdeauna îi conectam spre Isus. Dacă am fi doar niște staruri în viețile oamenilor, ei de mult ar pleca de la Dumnezeu. Dacă aș fi pur și simplu doar un star, iar un om, iar Roma, un om așa stricat, el de mult s-ar fi dezlipit de biserică. Însă, deoarece nu a fost ultima verigă din lanțul în viața lui Roma și al altor oameni care astăzi sunt pastori, pentru că ei s-au realizat în viață. Nu a fost eu centrul lor, ci mereu le direcționam privirea spre El, spre Dumnezeu. Și dacă erau să plece, nu plecau de la mine, dar de la cine? De la Isus. Aceasta și este un secret. Mult timp în viață am postit, m-am smerit. Și acest lucru este normal, este corect, este biblic. Niciodată nu am acceptat cadouri, chiar dacă a fost în aniversarea bisericii. Multe din zilele mele de naștere și multe sărbători în general le-am petrecut în a mă uni cu Dumnezeu și ținând post. De ce? Pentru un motiv simplu, ca privirea și închinarea să nu fie direcționate spre noi. Pentru ca noi să rămânem în umbră, iar privirile să fie îndreptate spre cine? Spre Isus. Principalul scop nu a fost închinarea adresată mie, ci ca oamenii să devină ucenicii lui Isus. Și acum, după 5, 10, 20 de ani, oamenii devin spirituali și îi vin și îmi spun, o, ce proști am fost, azi încă nu înțelegem ce dumneavoastră ați înțeles la început. Aceasta o spun cei care sunt pastori și îi spun adevărul. Pentru că dacă ar fi înțeles, ar fi avut roade. Totul constă în harul lui Dumnezeu. De ce Iisus a venit și toată atenția a îndreptat-o spre Tatăl. Și dacă noi am venit să slujim, toată atenția o îndreptăm spre Cel care ne-a trimis, Iisus, sau oamenii lui Dumnezeu care ne-au trimis. Mereu îndreptam privirile spre cei de la care trebuia să primim, Iisus sau oamenii lui Dumnezeu. Poate pentru tine sună dur ce spune domnișoara Elena, dar este un mare secret. Și în mod biblic, ea transferă atenția de la ea spre cel care a trimis-o și nu se laudă cu cine este ea. Să spună, uite ce sunt eu, ce lider bun sunt eu. Ea totul transmite spre cel care trimis-o. Astfel vedem două biserici de casă de tineri.
În una este revoltă și Duhul răzvrătirii, în cealaltă biserică de casă, ce vedem? Vedem unitate. Da, domnul Stanislav, dumneavoastră mereu vă plac astfel de experimente ca să transferați privirile oamenilor spre Hristos. Mi-aduc amintesc cum primii noștri ucenici s-au revoltat că nu le plăceau predicile mele. În primul an al creștinismului nostru am fost nevoită să predic doar eu, pentru că păstorul era bodyguardul meu. Oamenii se revoltau că eu predic, nu le plăceau predicile mele, conspectele mele, cum stau, cum vorbesc, cum dau din buze sau cum închid ochii, cum mă rog. Nu le plăcea nimic din ce făceam. Și pastorul le-a spus că data viitoare vor predica ei, amândoi. Unul dintre ei a fost Alexandru Pătrate. Săptămâni întregi ei discutau aceste lucruri, totul ferbea în ei de la predicile mele. A venit momentul când ei trebuiau să se concentreze pe Iisus și nu asupra mea, și să înceapă să predice. Cred că a fost cea mai lungă predică a lui Alexandru, pe care îl salut. Salutăm întreg Tiraspolul, iubim foarte mult pe Alexandru și Natalia, sunt slujitori minunați, însă alipirea lui de Hristos și ruperea atenției asupra mea s-a făcut astfel. A fost cea mai lungă predica sa și pauza în ea era de 10 minute și a predicat firul roșu al Bibliei de la Geneza până la Apocalipsa. A stat în față și a tăcut 10 minute și astfel de pauze au fost mai multe. Și acum îmi amintesc că stătea în față și tăcea. Cu toții tăceau. Se gândea ce să spună, voia să-l ajutăm, dar nu cu conspectul toată săptămâna. A scris ceva pe foiță cu scris mic. A desfăcut acea foiță, a transpirat din cap până în picioare, a încercat să citească de pe ea ceea ce și-a notat acolo o întreagă săptămână. Nu a reușit. A aruncat foița și a fugit. Dar slavă Domnului că a fost un evanghelist bun. Ну, слава Богу, это был хороший евангелист, который привел многих людей в церковь. Спасибо, пастор, за Mulțumim, пасторе, pentru metodele dumneavoastră și că totuși a lipit oamenii la Hristos. La început și eu nu am înțeles lucrurile. Și poate am fost revoltată. Я сама не могла понять этого, и меня, может быть, многое возмущало, но это правильно. Dar acest lucru a fost corect. Говорящий сам от себя. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui care l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Deci este foarte simplu să vedem cine este un lider, cine este un slujitor, cine este un preot, un pastor. Înțelegând acest verset și privind la rezultatul vieții, aș putea să vă împărtășesc multe lucruri. De exemplu, sunt două biserici de casă. Una este prezent în Duh, în cealaltă alt Duh. Când eu, de exemplu, am fost diagnosticat la spital cu cancer, am fost internat și cât am fost internat, niciun om nu m-a vizitat. Și pe atunci eram la începutul slujirii de pastor, nimeni nu mi-a transmis vreun pachet. Aceasta totuși a fost începutul slujirii de pastor. Și cum după așa ceva mai puteam deveni un pastor realizat? Nu au strâns bani sau vreo binecuvântare pentru mine, nimic. Și unde este dreptatea? Sufletește vorbind, nu este nicio dreptate. Și poți să te superi foarte tare. Și oamenii poate sunt neserioși. Și așa gândesc mulți oameni. Dar în această situație gândeam altfel, fiindcă nu eram sufletesc, ci spiritual. Nu mă mai interesau deja aceste lucruri. Doar Dumnezeu mă putea mângâia și El mă putea liniști. Aveam nevoie de cuvintele lui Dumnezeu. De curând noi am lipsit pentru că timp de 3 luni practic nu puteam merge din cauza unor accidente din tinerețe și s-au adunat toate pe moment. Mulți dintre voi ați știut acest lucru? Nu. Mulți dintre voi
ați adunat bani sau alte lucruri pentru mine? Nu. Dar mă gândesc că dacă aș fi atras atenția asupra mea, cred că de mult era o coadă la mine ca la un mausoleu. Pentru că sunt mulți oameni, atâtea biserici câte am predicat și atâtea lucruri câte am făcut. Ori la începutul creștinismului meu, ori acum, este același lucru. Dar de ce? Pentru că altceva este important. Important este ca Dumnezeu să vină la mine, ca El să mă mângâie. Pentru mine este important să primesc răspuns de la Dumnezeu. Mă auzi cineva aici? Tu nici pe aproape n-ai făcut ce am făcut eu, dar diavolul așa te-a prelucrat atât de bine în baza sufletului, că toți îți sunt datori, că nu s-au uitat la tine așa cum trebuie, etc. Imaginează-ți cum aș fi putut să povestesc și să predic cât de datori toți sunt mie. Știi de ce nu fac așa ceva? Și nu există rând la mine? Chiar a fost un om și a dorit să mă binecuvânteze, așa cum spune Scriptura, și nu a fost de acord să primesc. Dar a dorit să-l binecuvânteze. E un prieten, un om apropiat și l-am binecuvântat. De ce nu fac astfel de lucruri? Pentru că nu sunt concentrat asupra mea. Nu caut slava mea. Dacă voi începe să mă focalizez asupra mea și să caut slava mea, va veni stagnare și sfârșitul cel mai important lucru, harul lui Dumnezeu. Acesta este un secret, deoarece mulți oameni s-au oprit serios pe suflet, pe un creștinism firesc. Și aici sunt incluși creștini, simpli, lideri, slujitori, pastori și biserici întregi. Dar în realitate ei au oprit harul în viețile lor și în slujirile lor. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși. De ce să asculți de cineva și să transmiți mai departe? Nu ai nevoie de așa ceva. De ce mulți oameni nu citesc și nu studiază Biblia? De ce nu propovăduiesc? Ei spun. Voi spune de la mine, bravo, dar atunci când îi se va cuveni slava? Ție? Și aici este o problemă. Câte roade avem la astfel de slavă? Avem exemple clare. Domnișoara Elena, cu ramura sa, ei fac așa și au rezultate cu totul diferite. De ce? Pentru că funcționează harul. Calea pentru har este deschisă. Atunci când vorbești de la sine, cauți slava ta. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, atunci vorbește ce i s-a spus, ce trebuie să transmită, sau cum facem astăzi, putem viziona și analiza acel caută slava celui ce l-a trimis. Aici putem vedea dacă omul este sau nu mândru. O utopie și nu mai există un viitor pentru asemenea slujire. Sau este? Vorbesc cu voi ca și cu ai mei, pentru că vreau ca harul lui Dumnezeu să fie în viața voastră, ca să fiți oameni fericiți și să împliniți voia lui Dumnezeu 100%. Acesta este cel mai important lucru. Dacă nu va fi har, nu vei fi fericit și nu vei împlini voia lui Dumnezeu. Și s-ar putea să ajungi unde nu trebuie, așa-i? Nu trebuie să fiți dezamăgiți sau să cârtiți pentru că vă aflați în niște circumstanțe grele, căci acestea ne fac mai puternici. Nimeni nu ne-a vizitat când am fost bolnavi la începutul creștinismului nostru și pe atunci eu aveam 23 de ani. Am fost crescută ca o floare la părinții mei. Mama nu mă lăsa nici să fac curat. Locuiam în Crimea, noi la parter, mama la etajul 2. Aveam munți, mare, mașină. Toți aveau grijă de mine. În aceste condiții, noi am plecat în misiune.
Am aflat că soțul e grav bolnav, eu stăteam într-un apartament groaznic, unde nu de mult a murit o bunică, iar soțul ei a plecat, lăsând hainele ei și a lui împibate de un miros greu, prin toate colțurile apartamentului. Nu aveam pe nimeni în jurul meu care să mă susțină. Mulțumesc lui Alexandru și Natalia care mă vizitau. Toate aceste lucruri ne-au ajutat să ne alipim de Dumnezeu și să ne credem doar în El în toate aceste circumstanțe. Puteam să cârtim că am venit după voia Lui în misiune și de ce este așa de greu. Soțul meu era undeva la un spital în Chișinău și nu îi se dădeau șanse la viață, iar eu trebuia să stau în acele condiții groaznice și cu toate acestea să mă concentrez asupra Cuvântului Dumnezeu pentru ca să merg într-un cinematograf vechi și să predic în fiecare miercuri, vineri și duminică, indiferent de starea mea. Eu trebuia să stau în față și să mă rog, pentru că sunt oameni care au nevoie de Isus. Sunt oameni prezenți chiar aici. Natalia, de exemplu, și alții care au fost martori ai acestei căi. Toate aceste lucruri ne fac mai puternici și ne alipesc de Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să ne fie frică sau să refuzăm misiunea. Voia lui Dumnezeu, pentru că astfel vom renunța la tot. Acestea sunt doar câteva lucruri minore. Fiind misionari, ar trebui ca toți să ne susțină. Ați văzut vreun misionar să plece în țări diferite, locuri dificile și să mai trimite bani și să finanțeze alții, pe alții? Așa putea face doar Pavel și poate alții. Puteam să ne supărăm pe oameni, pe viață, pe toate lucrurile și pe toți. Dar atunci când știi cine te-a trimis, și ce faci? Pentru ce faci? Și cel mai important, că după toate acestea, stă harul. Și dacă m-a trimis Dumnezeu, nu contează dacă sunt sau nu sunt bani, sau sunt diagnosticat cu cancer sau nu. Este harul Dumnezeu, care este cu mult mai mare și mai tare decât toate lucrurile. Amin. Acum, dacă sunteți obosiți, dacă nu sunteți obosiți, vreau să vorbesc din Scriptură. Ați înțeles ceva? Ați primit pentru voi ceva? A primit careva secrete pentru el? Roman, ai primit? Tu ai primit răspuns la întrebarea ta? Lesa și Roma își puneau întrebarea. Și prima, când? Ei iau deja 50 de oameni și se întreabă. Под большим давлением, песком обрабатывают детали, металл, ну и какие-то разные другие вещи. Și тот întreabă, oare când? С ромиком, как два пескоструя, они sunt ca niște utilaje sub presiune, prelucrează diferite materiale și tot încearcă să îi modeleze tinerii. Și întreb, aveți lideri? Nu, pastori, nu sunt. Mai trece un an și iar îi întreb. Îi spun, parcă ar fi ceva. Deci, putem trimite misiune. Misiune? E un nou nivel. Mersi, zic lui Roma. Dar vezi să nu-i strici dispoziția, că el se gândește că deja e modelat oamenii, iar aici trebuie să o luați de la capăt. Însă ei sunt limitați. Chiar dacă ei conduc 50 de oameni, sau poate 70, sau poate 100, dar ei sunt limitați și vor muri fizic. Trebuie să funcționeze harul lui Dumnezeu, un alt sistem în care tu dai mai departe. Dacă ești concentrat la cine te-a trimis, iar el la rândul său la cel care l-a trimis pe el, nimeni nu se mai uită la tine. Și așa nimeni nu se mai poticnește de tine. Toată atenția este asupra celui ce are rod, sau asupra a lui Isus, sau asupra Tatălui, iar în acest caz nu te mai poți poticni de nimeni. Continui să vă descoper mai departe secrete importante.